se poate, nu se crede. Așa se pune și ceva. Da, singur și acolo, îți vine cu astea, cu Verona, cu gagicile alea. Da, ci că asta e țărâncuț, sau? Față de maneche. Atunci ne lasă nouă pe mână. Asta mă n-am făcut. Carpina? Asta e altă figură cu carpinatul, iar cu săpatul nu s-a pătrun. Asta e săpător. Glumeam asta vară de el că e infanterist. Că și sapă, se... ceea că e infanteristul, știi că are zopățica de infanterist. Ce face el? Să o învețe nimeni, sunt de vânătoare căței ăștia. Știu. Și nu pune să ia gâtul așa, știi? Adică stă și rezistă. Și dacă stăpânul... Tu stai și păzește căței, te rog. Ia de ce, spectacol. Da. Mamă, un spectacol. Parcă ești... Cum păzești tu căței? De rasă, vânător. Dar frumos și amândoi așa. Carmen, dar ce faceți cu porumbii ăștia pentru... A, cum? Sunt de... Deci dar nu s-ar foarte bine. Ca o treată nebună. Stai pe loc, lady, stai pe loc. Mișto și mâncarea albastră care ți-a plăcut și ție. Tot mă tăvălesc eu în fânul ăla într-o zi. Asta poate și o expoziție să facă așa. Lady. Dar spune-mi tu aici câte ore stai pe zi? Păi stau, nu știu, și 8 ore stau. Câte ore au tu? La muncă. Spune-mi, oamenii de aici din sat s-au obișnuit, știi da. De tine? Știi ce au spus? Au spus așa, nu mi-am făcut gardul, a venit pictorița și el mi-am făcut gardul să o picteze. Dar care zice că nu, dragă, că ea vrea din astea o luci vechi. Că o să apară în... Da, nu, că eu le-am pictat casele aici. Și anul trecut am făcut asta, cum se numește, că fain, nu mi-am făcut gardul, a venit pictorița în zari, mi-am făcut gardul de beton. Deci al câtelea, al câtelea an este acum? Al doilea. Pui, ai făcut și un fel de jurnal despre oameni, așa, ceva notiță? Nu, mi-am întâmplat așa, m-am împrietenit cu ea, ai văzut, mă iau de gât, ca pe mama, mă strâng în brațe, când vin... Le-ai învățat și povești, da! Și dilele... Exact! Știu, mă duc la ei. La tanti Veronica, mă duc și la tanti Aneta. Tanti Aneta, aveam și eu, deci deja mi-e bere aici, deci mă răspăți. Astea sunt ale lui nașul meu, care pictează cu mine împreună aici. Nu e că-i taică-su. Că era și el aici. Și pictează cu mine. Are 7 ani și pictează extraordinar. Asta e ceva extraordinar. Și eu pictez cu Andrușca aici. Ne cerem da, sfatul. Nu cumva este inspirat de felul în care tu faci? Nu, 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 nu. El este un mare artist. El pictează cu mine aici. Cel mai mare plăcut. Da, pictează, astea sunt culorile lui. Eu i le-am dat. Culorile am dat. A, și vreau să spun o chestie, că el este primul meu critic. Da. Anul trecut nu-i plăcea că făceam după natură. Nu, dragă, uite și ceva. Te rog să faci de alea închipuite de-a tale. Că știi că tu ai închipuiri. Ma, acum fac și eu după natură, că vezi, n-am mai lucrat de vreo un an și nu știu ce. Lucrez eu după natură și stăteam aici cu picioarele atârnate și pictam ce vedeam în partea aia. Acum, mamă, băi, bă, da, sunt mișto.
un copil sensibil și cu vis. Da, e de la un peștișor de 1 martie. Un pic, aici e poveste, vezi, te începe din una în alta. Mi-a făcut binecuvântare aici anul trecut, am peștit, am... Cum spune el? V-ați jucat împreună. Da, păi eu cobor la mintea lui. Adică, adevăr, cred că nu am mai multă minte. Da. Aici? Dar astea au plăcut. Alea au zis, nu, dacă pens prea mult după natură, prea mult îi faci, chiar dacă le transformi, nu. Eu vreau de alea tale echipului. Spune-mi despre lumina asta de aici, din sat. Se pare totuși o lumină mai specială? Nu, nu, lumina, nu. A, nu, lumina e un pic difuză, dar n-am eu o treabă cu lumina. Rugăminte la pictorii ăștia, totuși culorile astea în timp, așa, peste 100 de ani, se vor păstra? Da, se vor păstra. Și de ce toți alegeți varianta asta de acriluri și preferați în locul uleiurilor? Păi am lucrat până acum numai în ulei, dar numai în ulei, iar acrilul îmi dă ocazia să revin imediat. Adică să nu-mi pierd ideea următoare, să fiu foarte spontană. La ulei, dacă aveam o idee imediat, trebuia să aștept 2-3 zile să-mi rețin ideea și să revin. Asta e mimea la 10 minute, un sfert de oră, pot să revin foarte repede. Eu sunt foarte mulțumită că asta e un acrilic mat și nestrălucitor. Că strălucirea întotdeauna strică din prețiozitate, adică de artificiu care subjugă, cum se numește, imaginația. Și dă o altă conotație spre un pic de fals. Eu, cu cât e mai mat, cu atât e mai cu atât e mai original. Mai natural. Da, mai natural, exact. Văd și pe domnul pictor printre saci. Cu da. Lady cu tot. Da. Lady s-a supus. Ceachi se aștepte dacă... Că pe Max, care tot câine. Măi, dar structurile astea geometrice... Îmi dau o senzație și îmi dau o stare, în afară de lume. Eu sunt în altă lume aici. Deci eu mă rup de realitatea... Centrale bune de energie. Sunt, nu, eu sunt într-o altă lume aici. Mă vezi singură cu altcineva. Îngerii. Cred, s-ar putea de aia, nu m-a omorât cărămiza. Nu m-au critic. Genul ăsta de construcție geometrică. Alea sunt foarte exacte și lucrările mele sunt foarte spontane. Și asta e, din contradicție se naște... Să vadă dimensiunea, să se înțeleagă un pic. Se înțelege că am urcat pe scară. Nu vrei să urci, Julieta, urcă de la balcon. Iarăși. Julieta, urcă și noi te filmăm din uliță. Din uliță. Asta îl călărește pe Ceac. Stai că eu aș fi vrut să iau și pe să se mai miște până acolo. Da, ia. Lady? Vai, Lady, săraca. Vai, ce rușine, Lady, nu se poate. Lady, nu-i voie. Cred eu n-am putut să mă urc. Hai, Carmen, da. Ai, deci ai o față acolo, ești superbă, stai. Aveți ce vitrină am? De look? Băi nu, că ne întoarcem. Dar hai, mai e bine, mă caz cu din jumătate intru. Hai că ne duce Ionel până la pătare. De munte repede. Și, da, este un pește care se cheamă Crete, și care este monument, da, numai aici are o să se găsească. Și rămâne curată zona. Aspretel ăsta. O încercat să-l ia nemții, să-l ducă la ea. Da, aspretel. Dar cam rar acum și ăsta, nu prea să mai găsesc. Și mai sus și mai spre Brădet, încolo să mai prinde. Pagina. Auzi că a urcat aia. Era frică. Da. Păi când vine mare, nu se oprește aici. Exact. Mediu se cheamă, e un pod și să vegheze echipurile să n-arunci în apă, dar... A, stai un pic, era un pod bun, mai sus la 500 de metri, un pod de căruță, nu chiar de mașină. Frumos, nu știu
s-au făcut nici măcar un pod. La canicula aia, când eram noi în București, venea cu domnul Ceache. Cum era? Era cald și aici totuși, iar în schimb, seara... Hai, Lady! Acum zi, stătea două ore, omul stătea la umbră la Nea Nicolae, la livadă, oricum era bine acolo, era ca lumea, știi? Spital pentru zona asta, nu? De toate era, da. Păi inclusiv maternitatea au. Și pe urmă... Sare cu ea, cu ghearele. Dar ce citești acolo, tataie? Ce citești? Acum îl văd ce citești, cu prima oară. Nu citește nimic. Citești ceva? Prietenii cât vor, vreau să luați cu corbagajul. Deci am zis, nu mai face frică, nu mai, gata, asta sunt o taită. Thank you.